ia fiți atenți aici, încă o dată. De asta v-am spus, este foarte important să cunoaștem pozițiile tipice de mat. Dacă cunoști aceste poziții, te ajută foarte mult. Pentru că dacă nu cunoști matul arab, aici nu faci acest sacrificiu. Da, mă, ia pe ce-o. Și acum intră acest tun și dă matul arab. Ia uitați. Ăsta este cel mai simplu mat al lui Anastasia. David, ce mută albul aici? Este faza finală a matului lui Anastasia. Privește acest mat. Da, mat într-o mutare. Calul este la E7 și păzește că... Zi el. Cum? Muști turnul. Turnul la H5. Deci, încă o dată, coloana H, linia 5-a. Turn H5, șac și mat. Da? Din nou, Erica, pentru a ajunge în acea poziție, ce muți aici cu albul și dai mat în două mutări? Două. Doamne, poate o să vă zic, vă rog, vă rog. Zii, Cristi. Doamne, H7. Ia uzi, Erica, deci vezi, asta înseamnă să cunoști. Deci aici dai dama pe un pion, dar ai ajuns în poziția anterioară. Din nou mat. Da? Bun. Cristi, o spusă și pe aia dinainte. Uite, acum, dă-i matul lui Arab. Matul lui Anastasia. Construiește poziția. Da. Turn. Ce? 8. Nu. Turn 8. Nu. Da, stai, ce 4, nu. Turn C8. Nu. Domnul, am două bătăi pe C8, ți-l iau degeaba, că am și nebunul. Domnul, dar ascultați ce 4. Da, zi. Ce 4? Nu. Uite, deci, uite. Cal, domnul Cal E7. Corect, deci la matul lui Anastasia trebuie să ai un cal la E7, îl duci cu 7. Haideți, continuă, Cris. Uităm de H7. Ca înainte, nu? Că o văzut și în sfârșit o mirosiți. Gata. Cristi, apar pe net așa. Suntem cu negru. Ziceți. David, zi, stai în bancă și explică. Deci la matul Anastasia, David, lasă, nu e nimic, că nu, ce te lovești? Nu. Deci, gata, David, prima chestie care trebuie să o ai la matul Anastasia, dacă ești cu negru, trebuie să ai un cal la E2. Deci îi dai acest șah. Și mat! Nu, liniște. David, îi dai acest șah? Da. N-are decât acolo. Continuă, David. Cum îi dai matul lui Anastasia? Cristi și Luca. Și eu. Zi, Erica. În câte muțări mai dau? Două. Încă două. Muți turnul de pion. Nu. Întâi trebuie să-i spargi. Ia uite, Erica. Deci... Turnul trebuie să ajungă aici, dar cu șac. Asta vreau să zic. Deci trebuie să ajungă cu șac și atunci sacrifici dama pe pion. Și tu ai zis asta. Corect. Și acum ce muți? Turn. Turn H6 șac mat, da? Da. Foarte bine. Bravo. Luca! Știu. Cristi, să știi că te scot afară. Cristi, zi, Cristi, cum dai mat în trei mutări cu albul aici? Da. Zi, Luca, mat în trei mutări. Foarte bine. Foarte bine. Și turn e 7. Care? Ce? Așa. Easy. Da.
David, David cu Erica, haideți, treceți aici. Cum dați mat cu albul aici? Albul la mutare. Nu, nu. Care e prima mutare a albului pentru a da mat? Funcție, Cristi, funcție de exercițiu anterior. Cum îți aduci doi porcușori pe linia 7, adică două turnuri? Să ne facem la mână. Da. Turn, e, șapte. Nu e 7, G7, să fie cu tempo, cu șap. E 7. E 7, foarte bine. Rege H8. Acum mutăm celălalt turn. Da? Și e mat imparabil. Îl luăm. 3, și acum îl luăm și pe ăsta. Și acum să te văd. Mat în două mutări. Hai. Da? Bravo. Cum da albul mat aici? Știu, doamnă. Da, zi. Trebuie să mutăm mai întâi. Nu, 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 treci, pleacă de aici, că n-ai voie lângă mine. Treceți toți în față să vă văd. Cristi, treci acolo. Cristi, cine îmi spune? Hai să o luăm pe rând. Concurs. Asta e concurs. Deci, David, ești primul care încerc să răspunzi la această problemă. Zi. Ce? Deci, David, să vedem dacă îți dau un punct. Ce mută albul aici și dă mat în 3 mutări sau 4 mutări mat? Da, eu știu ce am zis. 4 mutări. De fapt, în cele de fenic. Sau, mă rog, poate să fie și mai multe, dar nu contează. Hai. Care e prima mutare a albului aici? Hai. Mai întâi trebuie să mută... Zic, Cristi. Deci cei care răspund greșit le scad un punct. Calghecii, să vedem ce zice. Greșit. Deci ai un punct în minus. Luca, zi. Nu, doar una. Dacă răspunzi greșit, îți scad un punct. Da, deci se Erica și David, răspundeți, ce mută albul aici? Deci turn pe 7. Nu, nu, lăsați-l că început, Luca a început bine. Turn pe 7. Îmi dă-te șah, mai departe, zi. Greșit. Mai zic. Eu cu pionul? Greșit. Aha, îți dă șah prin descoperire. Trebuie să muți din rege. Da. Și acum, zi. Acum, turnul e 7. Domnul poate acum, turnul e 7. Luca, ai un punct. Următorul. Da, nu, 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 nu. David. Zi, David. Albu mută și dă mat într-o mutare. Hai. Nu, nu, nu. Da, da. Dar nu-ți dau niciun punct. Da, 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 dar nu-ți dau punct. Zi, David. Cal. Fe. Pe 7, bravo David, ai un punct. Și acum, da? Erica! Deci David are un punct. Erica, ca să ajungi la acea poziție, cum dai mat în două mutări? Da. Da. Da? Nu. Calu? Nu. Regina. Regina. Unde? Și apoi mut. Unde? La... Asta e coloana H și asta e linia 7. Deci bas cu regina pionul, da? Da, da, ți-a regina cu regina. Ce muți acum? Calul! A?
Acum ai dai cal pe 7 șahmat, da? Da. Bravo, Erica, un punct. Zi, Cristi. Zi, Cristi, ești cu albul. Da. Cum dai mat în două mutări? Matul sufocat. A, sufocat? Da. Damă G8, foarte bine. Bună ziua, pe urmă mutăm cal pe 7, da? Bună ziua. Bravo, Cristi. Are 0 puncte în acest moment. Păi dacă aveai minus 1, că dăduși un răspuns greșit. Luca, tu ai un punct. Nu, păi stăm la rând. Bună. Treci de aici. Treci de aici, zi Luca, răspunde. Albul la mutare, cum dai mat sufocat aici? Cum dau mat sufocat? Da. Da. Ți le iau cu regele. Da, zi. Zi, Cris. Cum? Nu, pardon, că mai avem nevoie de mâncare. Ia ne-a gustat. Zi, Erica. Domnul, poți să zic eu, vă rog. David, zi. Nu, Cristi are 0. David, dacă nu răspunzi, îți cad un punct. Mai ales că ești foarte neascultător, te văd. Și vezi că pierzi contactul cu eșalonul fruntaș. Deci cum dai mat aici? Cal G7. Cal G7? Da. Greșit. Nu. Deci nu știe nimic. Andreea, tu știi matul ăsta sufocat? E în una, două, trei, cinci mutări. Păi, dar cinci mutări, domnule, stai să mă vedeți. Cal C7. Domnul nebun. Cal C7. Pardon. Nu, treci la loc că te vezi în film. Cal C7, rege C7. Luca, calia pe C7, regea pe C7. Dă-te la o parte. Nu. Atenție toată lumea la mine. Deci nu vă scap. Nu. Dar nu mai fiți atenți, David, dacă nu ești atent, nu te mai primești la ore. Deci fiți atenți aici. Primul lucru, îi dăm un șah prin descoperire la C5. Deci primește șah de la damă. Ăsta îmi dă dama, eu bag. Și acum, dacă venea la D8, îi dădeam mat pe D7, dar a fost forțat să ducă la B8. Uitați-vă acum. Cal D7, cal B6, șah dublu. Și de la cal și de la damă, forțat înapoi, și acum îi dau damă aici. Care e apărată de cal, deci nu pot să o bat cu regele. Nu pot să o bat decât cu turnul. Și acum vine mat. Deci, asta mi-arată mie cât de serioși sunteți la lecțiile care le fac cu voi. Din păcate. Să știți că, într-un fel, încep să-mi plângă lacrimi de crocodil. Că văd... De ce râzi? Că știi că nu are crocodil. Crocodilul nu are lacrimi, nu? De asta râzi. Următoarea. Albul la mutare. Ce să ții? Să fac și eu poate. Așa sunt un poate. Să fac chilurile. Băi, chiluri. Da. Patru, cinci. Băi, chiluri, că zice mă. Dar așa, dacă așa, să vă recunoște. Cum dă albul la mutare, șac și mat în două mutări? Da.
bună ziua. Cal pe șase, foarte corect. Cal pe șase, îți dau un punct, hai, două puncte. Și acum continuă, că mai ai o mutare, ca să ai punctul. Unde dai șac și mat într-o mutare? Păi am mutat cal. Ai mutat cal pe șase, am mutat rege H6. Nu-ți dau niciun punct. Turn de 6, mă. Nu, ai vrut să zici turn H4. Pleacă de aici. Du-te de aici. Nu, că ieșea la G7. Cum să fie bine? De ce să-ți dau un punct? Îți dau jumătate de punct. Da. Da, cum să nu? Chiar te rog. Nu e nimic. Ia. Ia, că nu... Da. Cristi. Bună ziua, Daria. Cristi, ești din nou... Ia. Da.